Pe lângă efectivele destinate pentru desfășurarea în siguranță a acestor manifestări, 40 de jandarmi vor acționa zilnic în cadrul dispozitivelor de menținere a ordinii publice organizate în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, în localități în care funcționează structuri de jandarmerie, activitatea acestora având un caracter preponderent preventiv. De asemenea, în perioada 25-27 august, 25 de jandarmi din cadrul posturilor montane vor avea în vedere menținerea unui climat de liniște, prevenirea și combaterea infracțiunilor, respectarea legislației de mediu și a normelor privind ariile și rezervațiile naturale protejate și informarea și acordarea de sprijin turiștilor, fi pregătiți să intervină în situații de urgență, dar și în cazul constatării unor abateri de la normele legale. Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava recomandă participanților la manifestări să respecte regulile stabilite de organizatori și forțele de ordine pentru desfășurarea în condiții optime a activităților, să acorde o atenție sporită modului de asigurare a bunurilor de valoare și să evite implicarea în conflicte de orice natură. În cazul în care observă producerea unor fapte antisociale, cetățenii se pot adresa direct jandarmilor și polițiștilor aflați în dispozitivele de ordine publică sau pot solicita sprijin prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112. Totodată, pentru buna desfășurare a manifestărilor care au loc în apropierea sau în zona municipiului Suceava, jandarmii suceveni recomandă tuturor participanților să utilizeze mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de Primăria Suceava pentru fluidizarea traficului și evitarea ambuteiajelor în principalele intersecții. Manifestările din acest interval sunt: Festivalul Bucovina Rock Castle în zona cetății de Scaun Suceava, 25-27 august, Târgul Olarilor Ochii de Păun, municipiul Rădăuți, 25-27 august, mitingul aviatic Suceava Air Show la aeroportul Ștefan cel Mare Suceava pe 26 august, sărbătoarea muntelui pe platoul masivului Rarău, 27 august, sfințirea lăcașului de cult la mănăstirea Țihăstria Putnei, 27 august, manifestări cultural-artistice prilejuite de ziua localității Panaci, 27 august, meciul de fotbal din cadrul Ligii a 4-a dintre echipele ACS Șomuzul Fălticeni și ACS Juniorul Suceava pe stadionul din municipiul Fălticeni, 27 august.